Dimineața, după cum ați văzut, e 5:30 și am ieșit cu tatăl meu la o plimbare prin pădure să vedem dacă sunt peninșoare și hribi. Dacă ar fi fost o zi normală, nu m-aș fi trezit absolut niciodată la ora asta. Dar am zis că dacă tot am venit încoace, nu e ca și cum vin în fiecare zi, să profit de treaba asta, să mai ieși eu puțin prin natură și așa, iar stau mai în casă. Și eu sunt prindă bine, dar încă sunt puțin adormită, nici măcar nu știu dacă văd ceva sau nu. Uite, și o plimșoară. Cred că am început și eu să mă trezesc mai bine, pentru că încep să-i observ și eu. Până acum doar tatăl meu îi mai vedea pe aici, pe acolo, dar acum mai observa și eu câțiva.